importanța guvernării deschise în România și de a insista pe impactul datelor deschise asupra comunităților în care trăim. Accesul la informație, transparența, implicarea cetățenilor în deciziile publice, o relație deschisă și eficientă de cooperare între instituții și societate sunt principii care stau la baza viziunii mele ca președinte privind statul român, funcționarea sa și raporturile sale cu cetățenii. Am vorbit la preluarea mandatului despre modul în care văd România peste an, cu altă stare de spirit și cu un nou mod de a înțelege guvernarea, centrată pe cetățeni, trecând cu bine peste obstacolele de care sunt conștient, peste rezistența la schimbare și teama de nou. Statul român și procesul de guvernare, atât la nivel central, cât și la nivel local, au nevoie de o deschidere substanțială către cetățeni, iar parteneriatul pentru guvernare deschisă este instrumentul care trebuie să răspundă nevoilor noastre curente, dar și să ridice România la standardele de modernizare și evoluție tehnologică curente de la nivel mondial. Ne aflăm în fața unei schimbări a modului în care cetățenii și instituțiile se percep reciproc, depășesc barierele și sporesc încrederea reciproc. Parteneriatul pentru o guvernare deschisă exprimă la acest nivel dorința statului membru de a se moderniza, punând accent pe deschidere, responsabilitate și eficiență. Avem astăzi posibilitatea să contribuim viziunea privind guvernarea deschisă, tocmai datorită evoluției tehnologice, a răspândirii accesului la internet și la mijloacele de comunicare moderne, a capacității unui număr foarte mare de cetățeni de a utiliza aceste canale. La acest nivel, societatea românească este deschisă. Mai mult, un număr din ce în ce mai mare de cetățeni doresc o guvernare deschisă, se implică în mod activ în deciziile publice și solicită răspicat o deschidere adecvată, funcțională a instituțiilor și proceselor decizionale către ei. Experiența recentelor alegeri, mobilizarea cetățenilor în contrast cu reacția autorităților, constituie, cred, unul dintre cele mai elocvente exemple pentru a ilustra nevoia unei comunicări eficiente și transparente între instituții și cetățeni, pentru ca drepturile lor să fie respectate și instituțiile să-și îndeplinească atribuții. Cum ar fi fost dacă aflam toate informațiile privind votul din străinătate de la autoritățile însărcinate cu organizarea scrutinului și nu doar, așa cum s-a întâmplat în realitate, de la utilizatori cu simț civic ai Facebook-ului. Discutăm astăzi despre o reformă a partidelor politice și una electorală. Cât de normal ar fi ca tot ce ține de finanțarea partidelor și a campaniilor electorale să fie accesibile publicului larg. Fac aici trimitere directă și la consecințele lipsei de transparență, la corupție, la cheltuirea defectuoasă a banului public, la lipsa tragerii de răspundere, începând cu alegerile și terminând cu funcționarea administrației publice, cu guvernarea în general. Deschiderea și democratizarea datelor este următorul pas pe care instituțiile ar trebui să-l facă în lupta împotriva corupției la orice nivel. Sunt teme care se răspund direct asupra tot ce înseamnă stat de drept, dar și bunăstare. Stimați invitați, nu putem vorbi despre stat de drept fără acces real la informație. În opinia mea, datele deschise și guvernarea deschisă sunt instrumente prin care drepturile cetățenești înscrise în Constituție sunt exercitate în mod real. Trebuie să trecem de la o Românie a datelor care există teoretic undeva într-o arhivă, la o Românie a datelor utilizabile și ușor accesibile. Am toată încrederea că cetățenii știu ce să facă cu ei și știu că le așteaptă. De la acces gratuit la legislație, la date despre sistemul de sănătate, la achiziții publice și rezultatele ale cercetărilor științifice efectuate cu bani publici. Nu putem vorbi despre bunăstare fără participarea cetățenilor la deciziile care îi privesc, mai ales la nivelul comunităților locale. Iar această participare se face doar dacă autoritățile comunică efectiv cu ei despre
despre ceea ce fac sau ceea ce vor. Dialogul poate exista doar dacă ambele părți sunt informate corespunzător cu privire la problemele de pe agenda publică a comunităților respective. Administrația publică trebuie să pună la dispoziția tuturor date complete și relevante, subliniez cele două valori, despre activitatea depusă, deciziile luate, rezultatele obținute. Sunt date publice, deoarece privesc administrația publică, care gestionează probleme publice și fonduri publice. Datele deschise sunt cheia responsabilității administrației publice față de cetățeni. Sunt conștient de dificultăți, atât în planul mentalităților, al lipsei unei culturi a guvernării deschise către comunitate, dar și a diseminării informației, cu privire la faptul că aceste date există, că ar trebui să fie publice și accesibile. Cât și în plan practic, în gestionarea și crearea bazelor de date a platformelor online. Dar beneficiile sunt incontestabile și depășesc consumul. Sunt conștient și de reușite. România a făcut o serie de progrese rapide în ceea ce privește datele deschise. Avem portaluri speciale și site-uri ale instituțiilor publice, multe seturi de date unice. Sunt pași importanți, dar mai sunt foarte multe de făcut. Este nevoie de eforturi pentru a crește nu doar cantitatea, ci și calitatea datelor puse la dispoziția publică. Dar mai ales este nevoie de progrese la nivelul instituțiilor pentru a conștientiza importanța acestui demers, valoarea guvernării deschise, iar aceste progrese privind depinde informarea și pregătirea adecvată a personalului din administrația publică privind managementul datelor deschise. Un accent special trebuie pus pe organismele de la nivel local, unde atât rezistența la schimbare, cât și nevoia modernizării